Scumpo, am niște vești care te vor da peste cap, a spus Alexandru. Tonul său debordează de o emoție neobișnuită care a surprins-o pe Tatiana. Ea s-a uitat la soțul ei, care în mod normal era atât de calm și calm, și a întrebat, Alexandru, ce se întâmplă? Ați câștigat la loto sau ceva de genul ăsta? Mai bine de atât, cumpărăm un apartament. Tatiana s-a așezat, uimită de veste. Desigur, economisiseră pentru propria lor locuință, dar lucrurile mergeau încet. Știa sigur că nu strânseseră încă suficient pentru un avans. Tatiana veghease întotdeauna îndeaproape asupra finanțelor lor, contribuind mult mai mult decât soțul ei, ceea ce provocase mai multe certuri între ei. Alexandru a fost reticent în a pune sume mari în economii, preferând să-și cheltuiască banii pe lucruri personale. Abia de curând începuse să egaleze contribuțiile ei, împins de faptul că Tatiana era însărcinată, o descoperire pe care o făcuseră cu doar o lună în urmă. Acum, stând acolo, Tatiana se gândea că soțul ei glumește. Dacă asta este o glumă, nu este amuzant, a spus ea. Eu nu glumesc. Mâine putem începe să căutăm o locuință. Și nu este o ipotecă, îl cumpărăm direct. Dar de unde ai făcut rost de bani? A întrebat ea, suspicioasă. Chiar contează? Crede-mă, nu e nimic ilegal. Asta e tot ce trebuie să știi pentru moment. Doar fi fericită cu mine, bine? În curând vom locui în propria noastră casă. Lacrimi de fericire au izvorât din ochii Taniei, deși ea nu a crezut pe deplin până când nu a văzut documentele oficiale care confirmau achiziția. Alexandru pusese apartamentul pe numele lui, dar Tatiana nu se supăra. Era convinsă că nu contează. Știa că soțul ei o iubea, iar ea îl iubea la fel de mult. Nu era teamă că o vadă afară. De ce i-ar fi fost frică? Alexandru luptase din greu pentru dragostea ei, chiar certându-se cu cel mai bun prieten al lui din cauza asta, pentru că, odată, Tatiana fusese logodnica acelui prieten. Tatiana și Victor plănuiseră chiar să se căsătorească, dar când Alexandru s-a întors din serviciul militar, a devenit îndrăgostit de logodnica prietenului său și a început să concureze pentru dragostea ei. Tatiana a rezistat avansurilor lui, dar, în cele din urmă, nu a putut rezista insistenței acestui bărbat hotărât. Nu, nu îl înșelase pe Victor, dar a recunoscut sincer că nu mai știa pe cine iubește mai mult. Rivalitatea voastră mă derutează. Mă trage în două direcții ca o frânghe într-un război de remorcare. Victor, nu mai putem fi împreună. Dar nici eu nu vreau să-mi dea face cu Alexandru. Am nevoie de timp să mă gândesc. Victor a acceptat decizia ei surprinzător de calm, ceea ce a dezamăgit-o pe Tatiana. Nu voia să recunoască, dar, în adâncul ei, sperase că el va lupta pentru ea. În schimb, el a plecat fără să stea pe gânduri și, la scurt timp după aceea, s-a mutat în alt oraș, după cum Tatiana a aflat mai târziu de la prieteni comuni. Alexandru, pe de altă parte, nu a renunțat. A continuat să urmărească pe Tatiana până când aceasta a cedat și a acceptat să se mărite cu el. I-a luat câțiva ani, dar nu a renunțat niciodată, iar când a auzit-o în sfârșit spunându-i cuvintele de dragoste, a fost în culmea fericirii. Acum, apartamentul a fost cumpărat, renovările au fost făcute cu mâinile lor și chiar și camera copilului era pregătită pentru bebelușul pe care l-așteptau. Fiul lor a sosit la scurt timp după mutare, născut cu doar o săptămână mai devreme, iar Tatiana îl numea cu afecțiune micul ei nerăbdător. Copilul era sănătos, puternic și semăna cu tatăl său, până la semnul din naștere de pe obraz. Tatiana era copăleșită de dragoste pentru fiul ei. Dar Alexandru, în mod ciudat, părea indiferent. Era iritat de plânsul copilului, de faptul că Tatiana se trezea de mai multe ori pe noapte să-l hrănească. Nu-i plăcea cât de mulți bani se cheltuiau pe scutece și lapte praf, nici nu aprecia faptul că Tatiana nu mai avea timp să-i gătească mâncărurile preferate. Ceea ce îl deranja cel mai mult era că se transformase dintr-o femeie frumoasă într-o mamă casnică care se lăsase dusă de val. Fiul lor avea 6 luni când Alexandru și-a exprimat prima dată nemulțumirea. Tatiana, pentru numele lui Dumnezeu, nu poți să ai mai multă grijă de tine. Te-ai lăsat dusă de val și parcă nici nu-ți mai pasă cum arăți. Tatiana era stânjenită. Știa că luase un pic în greutate,
dar cântarul îi spunea că nu era mult, doar 2 kilograme în plus. În ceea ce privește aspectul ei, era greu de menținut când ținea copilul în brațe aproape 24 de ore din 24. Alexandru nu o ajuta cu copilul, așa că Tatiana trebuia să se ocupe singură atât de copil, cât și de gospodărie. Bineînțeles, nu prea mai avea timp pentru ea. Tot ce putea să facă era să facă duș în timp ce copilul dormea și să-și răsucească părul într-un coc dezordonat. A încercat să-i explice asta lui Alexandru, dar el nu a vrut să asculte. Nu m-am căsătorit cu asta, a spus el rece. Aranjează-te și nu mă mai face de râs. Cuvintele lui dure și refuzul de a vedea realitatea situației au rănit-o profund. Dar el nici măcar nu a observat. Ceea ce Tatiana a observat, totuși, a fost că soțul ei venea acasă mai târziu decât de obicei de ceva vreme, sărind adesea peste cină și petrecând mai mult timp în baie dimineața. Cu cât îl urmărea mai mult, cu atât suspiciunile ei creșteau. Dar nu avea nicio dovadă, așa că încerca să respingă aceste gânduri. Trăia într-o bulă, într-o lume în care familia ei era puternică. Dar acea bulă s-a spart când fiul lor a împlinit 2 ani. Până atunci, Tatiana își recăpătase forma. De fapt, arăta chiar mai bine decât înainte de sarcină. Lucra de la distanță, își ducea fiul la grădiniță pentru câteva ore în fiecare zi și petrecea timp cu alte mame ca ea. A crezut că ce a fost mai rău a trecut și că lucrurile cu Alexandru erau din nou grozave. Dar apoi, în timpul cinei, într-o seară, Alexandru a spus brusc: mă văd cu altcineva. Plec. Tatiana a înghețat, lumea ei prăbușindu-se. Dar noi suntem o familie, s-a bâlbâit ea. Ce familie, Tatiana? Te-ai uitat la tine. Nici măcar nu vreau să mănânc când sunt în preajma ta. Înainte erai frumoasă, dar acum ești doar o mamă, nimic mai mult. Mama fiului tău. Ei bine, asta e discutabil, a spus el disprețuitor. Dar nu contează. Voi plăti pensia alimentară. Cât despre apartament, nu-l împart. Ai o săptămână să-ți împachetezi lucrurile și să te muți. Tatiana era în stare de șoc. Bănuse o aventură, dar se convinsese că își închipuia. Acum, cum se spune, rămăsese fără nimic. Alexandru a plecat în aceeași noapte, împachetând doar lucrurile esențiale, iar Tatiana a rămas singură cu fiul ei și cu gândurile ei. A plâns, desigur, și nu știa încotro să se îndrept, cu un copil în brațe, fără un venit stabil și fără un loc pe care să numească al ei. Putea să meargă la părinții ei, dar și ei aveau probleme. Ea nu voia să fie o povară. Una dintre mamele de la locul de joacă, observând suferința ei, a convins-o pe Tatiana să spună adevărul. Ți-a ieșit din minți, fetițo? Nu lăsa să te preseze. Cere o împărțire a bunurilor. Nu te poate da afară așa. Tatiana s-a gândit și a decis că exact asta va face. Ea nu avea de gând să părăsească apartamentul. Investise la fel de mult ca și soțul ei. Ea și fiul ei erau amândoi înregistrați să locuiască acolo. De ce să renunțe la el doar pentru a face loc lui Alexandru și noilui femei? Timp de o săptămână, Tatiana a trăit pe muchie de cuțit, pregătindu-se să se opună soțului ei. Dar când ușa s-a deschis în sfârșit, nu Alexandru a venit să verifice dacă se mutase, ci mama lui. De ce ești încă aici, nenorocitule? A rănit femeia. Tatiana și-a adunat toată puterea și a răspuns: pentru că aceasta este și casa mea și nu plec nicăieri. Soacra ei a scos un râs rece și răutăcios. Oh, vei pleca, vei pleca, sau voi suna chiar acum la serviciile pentru copii și le voi spune lucruri care te vor face să-ți pierzi fiul. Nu, eu sunt o mamă bună. Nu-mi pasă, a ridicat ea din umeri. Îi voi convinge să te ancheteze. Îți vor lua băiatul tău prețios. Și chiar dacă îl vei primi înapoi, sunt sigură că nu-i va face plăcere să petreacă timp în orfelinat, chiar dacă e doar pentru o săptămână. Îți dorești asta? Să stai acasă cu un copil nu e un motiv suficient pentru tine să revendici jumătate din apartament. Nu ai investit nici măcar un bănuț în acest loc. Fiul meu a muncit din greu ca să câștige totul. Tatiana,
acum în lacrimi, a început să-și împacheteze lucrurile, în timp ce soacra ei își continua mormăielile crude. Tatiana nu era dispusă să riște bunăstarea fiului ei, așa că a cedat. Dar apoi s-a auzit o bătaie la ușă. Tatiana s-a grăbit să răspundă, iar când a văzut cine stătea acolo, fața i s-a făcut palidă. L-a recunoscut instantaneu, nu cu ochii, ci cu inima. Aceasta a încleștat trădător la vederea chipului odată iubit. Victor. Fostul ei logodnic, pe care nu-l mai văzuse de atâta timp, i-a zâmbit larg. Se pare că am ajuns exact la timp. Pot să intru. Tatiana s-a dat la o parte, iar Victor s-a îndreptat cu încredere spre soacra ei. Femeia l-a recunoscut pe vechiul prieten al fiului ei și a încercat să zâmbească, dar cuvintele lui Victor i-au șters repede zâmbetul de pe față. Tatiana nu pleacă nicăieri decât dacă se hotărăște singură. Victor, ce prostii de bitez! Acesta este apartamentul lui Alexandru. El mi-a spus să o dau afară. Fiul tău nu putea să-ți spună asta, pentru că apartamentul nu-i mai aparține. Am actele care dovedesc asta. Victor i-a înmânat documentele Taniei. Tatiana, nu plânge! Apartamentul este acum al tău și nu trebuie să pleci. Apoi s-a întors spre mama lui Sasha. Cât despre dumneavoastră, doamnă, va trebui să vă cer să părăsiți proprietatea mea. Soacra formase deja numărul fiului ei și, în timp ce l-asculta la celălalt capăt al firului, fața i s-a făcut palidă. După ce a terminat convorbirea, a băgat telefonul în buzunar și a scuipat amar. Ei bine, Tatiana, chiar ești un șarpe, nu-i așa? Ești o fetiță vicleană. Soțul abia a ieșit pe ușă și deja ai fugit în brațele altcuiva. Victor a escortat-o personal pe femeie afară din apartament și curând a plecat și el, asigurând-o pe Tatiana că poate rămâne cât dorește. Apartamentul este al tău, eu nu-l vreau. Alexandru s-a purtat ca un ticălos, iar eu nu puteam să stau deoparte. Mulțumesc, Victor, și îmi pare rău, a șoptit Tatiana. El a dat din cap și a plecat. Nu, nu s-au împăcat, așa cum se întâmplă adesea în romanele pline de sevă. Victor era deja căsătorit, iar Tatiana, ea era acum o bună prietenă atât pentru el, cât și pentru soția lui. De fapt, ea nu mai privea pe Victor ca o femeie pe un bărbat, ci ca pe un camarad, așa cum fusese el cândva pentru ea. În cele din urmă, lucrurile s-au așezat pentru Tatiana. Ea și Alexandru au divorțat. Alexandru a plătit pensia alimentară, dar nu a jucat niciun rol în viața fiului lor. Ce ne rezervă viitorul? Ei bine, nimeni nu poate spune cu siguranță. Viața va spune,